Lăudat să fie Domnul! Amin! Zicea Apostolul Petru la un moment dat, este bine să fim în locul acesta. Și o spune în această dimineață, este bine și frumos să fim aici în Seattle, la adunare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă aduc sfinte salutări din partea fraților dumneavoastră la Biserica din Kitchener, din Canada. Salutul bisericii noastre fiind Psalmul 20, să vă asculte Domnul în ziua necazului. Și mi-aș dori nu numai, ci oricând îl veți chema pe Domnul, cel prea înalt să vă asculte, să vă dea biruință, să vă dea ajutor și să reverse peste dumneavoastră alese binecuvântări, așa cum numai El o poate face. Mulțumesc fratelui păstor Vasile Antemie pentru invitația făcută, pentru răbdarea ca să ne putem alinia cu orarul, să ne putem întâlni la adunare împreună. Fraților care ne-au primit cu atâta drag și cu atâta căldură, ne-am bucurat cu cei care în ziua de vineri seara și peste zi sâmbătă ne-am întâlnit la adunare. Doresc din toată inima Dumnezeu pe tot să vă binecuvânteze cu harul Său și să vă ținem mai departe în carul Lui de biruință, ca biserică ajutându-vă să creșteți tot mai mult spre mântuire și în toate să-L onorați pe Dumnezeul care merită lauda, cinstia, gloria și onoarea. Amin. Cu 21 de ani în urmă, aici în Seattle, în luna decembrie, era la tribunal, la una din curțile supreme, condamnat un om pentru un șir de crime odioase care le făcuse. Își pleda cazul în fața judecătorului și își aștepta doar condamnarea. Familiile celor care au fost victimele acestui om, au fost femei, fie și tinere, fie și mai puțin tinere, erau prezente să își spună oful și durerea lor în fața judecătorului. Aproape nimeni nu l-a putut adresa pe nume. Au folosit cuvinte cât se poate de josnice și de pline de durere. Cineva spunea, este un criminal, un animal, merită să putrezească în închisoare. Altcineva spunea, nici focul iadului nu este îndeajuns pentru condamnarea acestui om. De bună oară, oamenii erau plini de durere pentru fiicele lor, surorilor care au căzut victime în mâna acestui om criminal în serie. Dar la un moment dat, în timpul procesului, a venit un alt bărbat cu barbă albă care i s-a adresat acestui om pe nume. În timpul procesului nu schițase niciun gest acest criminal, nici o lacrimă, nici un zâmbet. A stat rece și a ascultat toate cuvintele din jurii și de hulii care oamenii le aduceau. Acest bărbat i s-a adresat astfel, Domnule Ridgway, ai îngreunat foarte mult chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o ca și creștini. Sunt aici oameni care te urăsc. Eu nu sunt unul dintre ei. Era tatăl unei fete de 16 ani care fusese victima acestui om. Domnule Ridgway, i-a zis el, ești iertat. În momentul când a spus acele cuvinte, acest criminal în serie, un om notoriu și rece la suflet, a izbucnit în plâns. L-a atins puterea iertării pe acest om care făcuse atâta rău și atâta daună în jurul său. Dragii mei, a ierta este divin și vine din partea lui Dumnezeu. În natura noastră umană să oferim iertare, n-avem cum și ne este greu. Găsim mii de scuze și de argumente față de cei ce ne-au întristat și ne-au supărat. A ierta cu adevărat vine din partea lui Dumnezeu. În schimb, de-a lungul anilor, din cauza faptului că noi ca și oameni avem situațiile noastre interpersonale și colaborarea între noi cauzează deseori situații care ne întristează unii pe alții, am inventat o expresie care probabil ca români o știți mult prea bine. Te iert, dar nu te uit. Această expresie o aplicăm noi atunci când cineva ne supără foarte tare și ne este greu să trecem peste aceea frământare care ni s-a cauzat. De bună oară, doi frați în adunare stau de vorbă într-o zi și discută o problemă din biserică. Unuia îi place o situație, altuia nu îi place o situație și uneori de la lucruri absolut banale. Uite, am renovat biserica și am pus pianul în partea dreaptă peste aici. Unul spune, nu era bine.
Mai bine era în partea stângă. Mă, dar în partea dreaptă e mai practic, e acolo lângă cor, dar nu era bine, trebuia în partea cealaltă. Și la un moment dat, din cauza acestei dispute, poate unul se scapă și spune prea apăsat opinia sa. Celălalt se simte acum insultat, rănit și îndurerat și spune, frate, te iert, dar nu te uit. Cât trăim noi doi în adunare, stăm pe părți diferite, nu mai dăm mâna, nu mai tu cu familia ta și eu cu familia mea. Se întâmplă că într-o zi vizitează mama soacră familia și fiind în casă împreună cu familia, discută împreună cu ei și îi spune norei un cuvânt vis-a-vis de ce ar fi plăcut ea să vadă în casa ei, că a pus florile acolo și poate trebuia să le pună în partea cealaltă. Nora se simte jignită. Păi casa mea, mi-am organizat-o cum mi-a plăcut mie, care e problema să-mi pun eu florile unde îmi plac mie să le pun în casă? Așa de îndurerată se simte Nora încât spune, o iert, dar nu o uit. Apoi la noi în casă mama să vină mai rar, că mai răruți, mai drăguț. Și atunci apelăm la aceste formule ca să ne apărăm sentimentele noastre. De bună oară cineva se leagă pentru un business, să facă ceva împreună. Discută că va veni în ziua D, va veni la locul D, va lucra pentru tine cu banii care s-a tocmit. Vine ziua, îți întârzie, nu vine, nu-ți face treaba prea bună, rămâi realmente cu o daună din cauza acestei probleme. Și acum omul spune, te iert, dar nu te uit. Cu mine cât trăiești un viac, pur nu mai faci business. Observați, dragii mei, că în sfera noastră umană, problema luptelor și crizelor interpersonale va fi cu noi câtă vreme va ține viața umană, până va veni Domnul. Inevitabil ca și oameni ne vom întrista unii pe alții, fără să vrem, fără să intenționăm. Realitatea este că în viața noastră umană astfel de situații se vor întâmpla. Când ajungem acolo, aș vrea să pun o întrebare. Cât de legitimă biblică este expresia te iert, dar nu te uit? Cât de bine stă în picioare această expresie și sentimentul care ea le evocă vis-a-vis de iertarea care noi trebuie să o acordăm unii altora? În pilda de față, Domnul Iisus Hristos ne prezintă un tipar pentru iertarea în sfera umană, pentru că întreaga pildă pornește de la o întrebare. Apostolul Petru remarcă în versetul 21, Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Și el dă mai departe o formulă care crede că îl va eschiva în fața Domnului Iisus. Realitatea este că în sfera noastră umană deseori ne vom întrista unii pe alții, ne vom supăra unii pe alții, unii ori super pe cineva fără să-ți fi dat seama. Mi-aduc aminte că odată la adunare un frate intră și îmi spune, frate Andrei, vreau să-mi spui ce ai cu mine. Mă uit la dumnealui și speriat. Nu avusem în viața mea vreo schimb de vorbe cu această persoană. Mă uitam la dumnealui, frate, zic, n-am absolut nimica cu tine. Nu, frate Andrei, vreau să-mi spui ce ai cu mine. Mă uit la dumnealui, frate, ascultă-mă foarte bine ce spun. N-am absolut nimic cu tine. Apoi am că suntem în biserică, frați și surori în Domnul, dar încolo n-am nimica de împărțit cu dumitale, n-am nicio supărare, n-am... Tu sigur n-ai nimica împotriva mea? Zic, fratele meu, ascultă-mă bine ce spun, martorii Dumnezeu care ne ascultă, că eu n-am nimic împotriva dumitale. A început să plângă, m-a luat în brațe, Domnul să te binecuvânteze, mă bucur, am știut că ești un băiat pocăit, dar am vrut să mă asigur. Care a fost problema? Odată când a intrat în hol, eram cuprins cu mai multe persoane într-o conversație și nu l-am salutat corespunzător când a intrat. Eram tras deoparte, nici măcar n-am observat. Se întâmplă astfel de situații. Dar de multe ori în speța noastră umană ne întristăm, ne frustrăm, ne supărăm că poate ceva nu ne-a picat nouă bine, mai ales noi românii cu bănuiala rea, tare mult avem probleme. Și știm noi că s-a uitat ciudat, că s-a la mine, că s-a răstit în dreptul meu, avem noi aceste impresii și creează lupte interioare. Apoi venim la adunare și ca și frați și surori trebuie să luptăm împreună pentru același scop comun. Am auzit o prezentare foarte frumoasă a lucrării de evanghelizare făcută în România. Minunat să ducem Evanghelia mai departe. Pentru astfel de lucrări, dragii mei, e nevoie de rugăciune, e nevoie de intervenția Domnului Iisus, e nevoie de susținere de acasă a celor care se roagă ca Dumnezeu să dea cuvânt, randament, biruință. Cine să facă aceasta? Dacă între noi apar frecușuri și situații care ne fură pacea, te iert,
A, nu te uit. Eu aș vrea să evaluăm în această dimineață această expresie și să vedem cât de biblică este și ce recomandă Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de iertare. Spune Apostolul Petru, de câte ori să iert când fratele meu a păcătuit împotriva mea? Și el remarcă, de 7 ori? Și Petru este extrem de generos. În înțelegerea iudaică din vremea aceea, rabinii spuneau că dacă cineva ți-a greșit mai mult de 3 ori, a 4-a oară nu mai ești responsabil să-l ierți. Așa spuneau rabinii în vremea aceea. Și Petru merge un pas mai departe spunând, Doamne, e drept că rabinii spun de 4 ori, dar uite, eu mă duc până la 7 ori. Dacă mai mult de 7 ori mă supără pe mine cineva, mai sunt eu responsabil să iert persoana aceea? Mai am responsabilitate să ofer iertare și a 8-a oară? Și Domnul Iisus Hristos remarcă, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7. Acum explicația acestui verset variază la interpretări. Desigur, am putea să ne întoarcem înapoi la Cain și la Lameh. Cain va fi răzbunat de 7 ori, dar Lameh de 70 de ori, câte 7. Adică păcatul, dragii mei, întotdeauna va naște păcat. Și observați că natura noastră căzută umană, vrem răzbunare și răzbunarea noastră nici măcar nu-i dreaptă, că suntem așa de nedrepți în evaluările noastre. Unul singur este judecătorul suprem și acela este Domnul Dumnezeu. El le vede, le cunoaște toate tainele care noi nu le putem înțelege. Spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Cel ce va descoperi tainele inimilor, pentru că noi n-avem de unde să știm. Noi nu putem să observăm, noi nu înțelegem ce s-a întâmplat în spatele unor situații. Cel ce vede toate este Domnul Dumnezeu. Aleluia. Și Apostolul Petru remarcă, Doamne, îl iert de 7 ori. Dar Domnul spune 70 de ori câte 7. Și am putea spune că e adevărat, Domnul aici ce vrea să spună este reversul blestemului păcatului uman. Dacă păcatul naște păcat și cere răzbunare și nu vrea să dea iertare, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său să aducă în lume iertarea lui Dumnezeu și iertarea aceea este o iertare perfectă, mărit să fie numele Domnului. Glorie, Domnul. Dar mai este o înțelegere. 70 ori 7, 7 cu 10 și iară cu 7, de fapt este un număr perfect, sunt două numere perfecte în Biblie, 7 și 10. Și am putea să spunem că Domnul spune la superlativ, iartă oricât de mult va fi nevoie. Hai să o mai luăm și în sens uman. 70 ori 7 înseamnă 490. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră ați contabilizat în dreptul vreo unei persoane 490 de greșeli. Să stai cu carnețelul deschis și la fie greșeală mai pui o liniuță, mai pui o liniuță și parcă aștept să vină ziua aceea când e la 489, mai odată și nu te mai iert. Câți dintre noi avem memoria așa de bună să ne aducem aminte 490 de greșeli a vreunia care pe noi ne-a supărat până aici? Dragii mei, iertarea după modelul biblic nu are limite, este nelimitată și ca să ne argumenteze Domnul Iisus Hristos aceasta, ne prezintă o pildă în față. Vis-a-vis de pilde aș face o remarcă simplă. Pildele, dragii mei, întotdeauna sunt un mod ilustrativ de a prezenta un adevăr. Noi deseori încercăm să interpretăm fiecare valență și nuanță a unei pilde și uneori s-ar putea să ne încurcăm în aceste interpretări. Pilda este, de fapt, o ilustrație care prezintă plenar un singur adevăr. Și adevărul acela apare de obicei ori la început, ori la încheierea pildei. În pilda de față, învățătura de bază, fundamentală, care Domnul vrea să o enunțe prin ilustrație, apare în versetul 35, ultimul verset. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Și acum ilustrația ne demonstrează ce înseamnă să ierți din toată inima pe fratele tău. Haideți să observăm pilda, să o interpretăm și apoi să o aplicăm în viața noastră. Ne spune Sfântul Cuvânt că era o împărăție. Și în împărăția aceasta era un împărat foarte mare. După explicațiile care vor urma, vom observa că acest împărat era nu un împărat mare, un împărat extraordinar de mare. Și următoarele argumente vor demonstra exact acest lucru. Acest împărat își cheamă ispravnicii din împărăție să tragă socoteală vis-a-vis de ceea ce au făcut cu bunurile împărăției. Unul din mari teologi, Karl Rengstroff, spunea că atunci când un monarh
oriental vrea să-și stabilească conturile, chema de obicei pe cei care aveau cele mai mari datorii și aveau cea mai mare putere în împărăție. Nu era un oarecare chemat, ci erau oamenii cei mai suspuși. Și unul care este acum chemat la împărăția aceasta în fața împăratului să dea socoteală, era un om care, ne spune Sfânta Scriptură, datora stăpânului său 10.000 de galbeni, 10.000 de talanți de aur. Acum, sigur, expresia aceasta pentru noi în ziua de azi nu mai face sens. Ce înseamnă 10.000 de talanți de aur? Spune, e mult, probabil foarte mult. Dar ce înseamnă 10.000 de talanți de aur? Un talent de aur, dragii mei, în vremea aceea, era echivalent a 6.000 de zile de muncă. 6.000 de zile muncitoare. 10.000 de talanți de aur însemneau 60 de milioane de zile de muncă. Dacă ar fi să împarți la viața umană, ai avea nevoie echivalent la 300.000 de ani ca să poți să muncești atâtea zile de muncă. Dacă ar fi să o traducem în moneda valutară actuală, pentru dumneavoastră aici în Seattle, suma aceasta de 10.000 de galbeni ar fi echivalent undeva la 15 miliarde de dolari americani. Nu vă pun să ridicați mâna, dar tare curios, oare careva aici în adunare care are la îndemână lichid 15.000 de miliarde de dolari? Probabil aș gândi eu că dacă ne-am adunat toți la oaltă cu bunurile noastre, cu iPhone-ele și cu mașinile noastre, mă gândesc că nu chiar atingem cota de 15 miliarde de dolari. E o sumă colosală, e o sumă foarte mare. De fapt, în Imperiul Roman, de-abia reușea Imperiul Roman să tragă în taxe anual de la cei care erau în tot întreg Imperiul pe lumea mondială de atunci, undeva la 10.000 de talanți de aur. În zona unde Domnul Iisus Hristos spunea pilda aceasta, în zona Iudeii, unde era împărat Irod, din zona aceea și împărățiile de lângă ei, adunau în jur de 800 talanți de aur în fiecare an în taxe. Gândiți-vă ce fel de împărat era acesta, căruia un singur ispravnic i-a făcut o daună de 15 miliarde de dolari americani. Omul acesta este chemat să dea socoteală în fața stăpânului său. Și observați ce spune el. Fiindcă nu avea cu ce plăti, stăpânul lui i-a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Vă întreb, de-l vindea pe el și pielea de pe el scotea împăratul 10.000 de galbeni? N-avea de unde, suma era prea exorbitant de mare, era o imposibilitate. Nici măcar nu făcea o mică gaură în dauna făcută de omul acesta vis-a-vis de această idee al vinde pe el casele lui, măgare lui, robii lui și a scoate ceva înapoi. N-avea de unde scoate 10.000 de galbeni. Omul acesta, realizând criza în care a intrat și problema în care se află, ne spune în versetul 26, se aruncă la pământ, îi se închină în fața acestui monar și spune astfel, Doamne, mai îngăduim și-ți voi plăti? Cuvântul ăsta tot este important. Gândiți-vă, dragii mei, că acest om are, dacă vreți, nerușinarea să-i spună împăratului, drept, Doamne, 60 de milioane de zile de muncă, 300 de mii de ani a trebuit să lucrez non-stop ca să plătesc datoria. Dar dacă mă îngădui un picuț, am să-ți plătesc toată datoria, tot. Eu mă întreb încă o dată, credeți că putea să plătească înapoi datoria? Era o imposibilitate. Stăpânul știa aceasta. El s-a gândit că dacă măcar formulează astfel cumva, stăpânul se îndură și mai dă o îngăduință încă o dată. Realitatea era că omul acesta nu avea cu ce plăti aceea datorie. Dar se întâmplă ceva extraordinar. Ne spune versetul 27, stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Aș vrea să observați un lucru important. Mai devreme ne spune că omul acesta datora 10.000 de galbeni. Cuvântul original pentru datorie este cuvântul ofelion, care înseamnă a fi dator unei persoane. În schimb, aici când spune că stăpânul i-a iertat datoria, nu mai apare cuvântul ofelion, apare un alt cuvânt, daneion, care de fapt înseamnă un dar sau un împrumut. Adică ce îmi spune mie textul aici este că împăratul i-a iertat datoria, dar aceasta i s-a considerat ca un împrumut din partea împăratului.
Ca mai apoi să ne spună în 28 că robul acesta a ieșit afară și ieșind pe treptele imperiale ale palatului, observă pe un tovarăș al său care venea și el la stăpân pentru o altă socoteală. Acest tovarăș al său era dator 100 de lei. Acum, cât costă 100 de lei? Pentru că noi de obicei ne gândim la aceste sume puse aici în pildă, că era o sumă egal cu zero, de nimic, și era o sumă foarte mare. 100 de lei, dragii mei, era echivalent cu o treime din salariul pe un an de zile. 100 de zile de muncă. Dacă ar fi să traducem la valuta actuală, ar însemna undeva în jur de 25.000 de dolari americani. Eu aș vrea să vă pun o întrebare și nu ridicați mâna. Oare câți dintre dumneavoastră ați fi dispus să pierdeți acum pe loc 25.000 de dolari americani? Am asigur, și dacă ai mulți bani, și dacă ai un milion în cont, tot n-ai vrea să pierzi 25.000. E o sumă bunicică, e o sumă destul de bună. Poți să-i investești într-o afacere, poți să pui banii către o mașină nouă. E o sumă destul de bună, nu este o sumă de pierdut. Și acest prieten, acum privind la acest alt prieten care venea la socoteală, își dă seama că îi datorează și el 100 de lei, 25.000. Și zice Biblia că îl strângea de gât și îi spunea, plătește-mi datoria. Ideea orientală de a strânge pe cineva de gât însemna, nu-ți dau voie să respiri până nu rezolvi ce-i de rezolvat. Adică atât de strâng până ai să rezolvi problema. Și omul acesta, acum observați ce face în versetul 29. V-aș recomanda să vă uitați în Sfânta Scriptură, că este foarte important. Dacă vă uitați în versetul 26 și 29, versetele sunt aproape identice. Ne spune astfel, tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiem și îți voi plăti. Nu spuneți voi plăti tot, pentru că evident 100 de lei, 25.000, cumva reușea să-i plătească. Rezolva să pună suma înapoi în mâna prietenului său. Dar este de remarcat, dragii mei, că ce face acest tovarăș este exact ce a făcut ispravnicul acesta necredincios. Dacă vă uitați la 26 și 29, versetele sunt identice. Unul cu nerușinare spune că va plăti tot o sumă imposibil de plătit și celălalt doar afirmă că îi va plăti înapoi. S-a pus în genunchi și l-a rugat. Exact aceea situație care a făcut-o unul, a făcut-o și celălalt. În schimb, spre deosebire de atitudinea stăpânului cel mare, acest rob face altceva. Dar el n-a vrut, ci s-a dus l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-a spus stăpânului lor toate cele petrecute. A-l arunca în temniță însemna că acest rob avea o oarecare putere, avea o oarecare titulatură. Și omul acesta remarcă, îl arunc în temniță până mi se va plăti înapoi datoria. Eu întreb, fiind acesta în temniță, nemai putând să muncească, putea el plăti înapoi datoria? N-avea cum. Și el acum aștepta altceva să se întâmple. Ce se întâmpla în vremea aceea când cineva era băgat în închisoare, punea o presiune foarte mare pe familie. Și acum soția, copiii mergeau la prieteni, la vecini, cereau bani să adune suma împreună ca să plătească celui ce era dator și să-l scoată afară din închisoare. Punea o presiune extraordinară pe familie. Și ăsta spune în vorbele lui, mie nu-mi pasă, să stea acolo până îmi dă înapoi 100 de lei. Ăia 25.000 banii mei, îi datoria mea, îi dreptul meu și când mi-i dă înapoi îl scot afară. Ei, dragii mei, acum ceilalți robi observă aceasta și merg în fața stăpânului și își prezintă cazul. Stăpâne, Doamne, n-ai iertat Tu cumva pe robul acela 10.000 de talanți? 15 miliarde de dolari, nu l-ai iertat Tu cumva? Și stăpâne spune, ba da, așa este. Păi știi că ieșind afară pe treptele Palatului Imperial, el n-a iertat pe unul care datora numai 25.000. Și stăpânul cheamă înapoi la socoteală și spune astfel, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Ai făcut o simplă rugăciune. Te-ai plecat înaintea mea, ai colapsat în fața marii greutăți a poverii tale și ți-ai pledat cazul cu lacrimi spunând, Doamne, iartă-mă. N-am de unde să-ți dau, n-am cu ce plăti, dar te rog, iartă-mă.
Și eu te-am iertat pentru aceea simplă rugăciune. Și observați, oare nu se cădea să faci, ai și tu milă tovarășul tău, așa cum am avut eu milă de tine? Păi logica umană ne spune că a fost o nedreptate grosolană. Stăpânul i-a iertat 15 miliarde. Și ăsta să nu ierte 25 de mii? Da, mă, 25 de mii, nu e o sumă nesemnificativă. Dar totuși este nimic comparat cu cât i-a iertat lui stăpânul. Și apoi spune mai departe, stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Când folosește sintagma chinuitor, se referă la torționari. A fost băgat acum în închisoare imperială, unde zi și noapte era torturat până avea să plătească ultimul bănuț. Și eu mă întorc înapoi. Avea el să plătească vreodată ultimul bănuț? Problema era că asta era o pedeapsă veșnică. Și acum vine învățătura. Tot așa, exact la fel, va face Tatăl meu cel ceresc, Dumnezeu, dacă fiecare din voi, individual, nu iartă din toată inima pe fratele său. Acestea fiind spuse, haideți acum să o aplicăm spiritual, să înțelegem ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos. Împăratul acesta foarte mare, dragii mei, este Dumnezeu. Singurul care are toate resursele îndeajuns ca să ierte orice datorie este Domnul Dumnezeu, mărit să fie numele Său. Robii acestui stăpân suntem noi, mântuiții Lui. Apostolul Pavel spune în Roman 6:23, dacă nu greșesc, 22, dacă nu greșesc, acum după ce v-ați curățat de toate acestea, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Noi suntem robii lui Dumnezeu. Cu toate titulaturile noastre moderne, dragii mei, cea mai exactă titulatură pentru noi este că suntem robi ai lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Și acum vreau să observați. Datornicul cu 10.000 de talanți de aur sunt eu și tu care mă asculți. Dragii mei, păcatele noastre, cele multe, totalizau împreună o sumă colosală care era imposibil de plătit. Problema fundamentală în ziua de azi, în creștinismul nostru modern, în special occidental, este că noi nu mai avem o perspectivă biblică asupra mântuirii noastre. Noi gândim că așa de drăgălași, așa de cute suntem noi, că Dumnezeu n-are numai decât să ne mântuie, mă, are nevoie de noi. Ce s-ar face Dumnezeu în rai fără noi? Așa de drăguți suntem noi că trebuie să ne mântuie. Și noi nu ne dăm seama de fapt cum arătăm noi real în ochii lui Dumnezeu. Cât de sfânt și neprihănit este Domnul Dumnezeu și cât de necurați arătăm noi în ochii Lui. Suma păcatelor noastre este atât de mare încât nu poate fi plătită. Unii ziceau, dar stai un picuț, când vom ajunge acolo în fața lui Dumnezeu, va trebui să se ia în considerare și faptul că am făcut fapte bune. Păi n-ar fi normal să pună în balanță faptele bune cu faptele rele și dacă am făcut și bine să ne ierte Dumnezeu? Dați-mi voie să vă dau o ilustrație. Să presupunem că cineva este anchetat, precum acel criminal în serie mai devreme, la o curte supremă, în care judecătorul condamnă pe lege pentru fapte odioase. Și când se dea judecătorul sentința, omul spune, onorată instanță, vă rog să mă ascultați. Eu mi-am plătit taxele în viață. Eu mi-am iubit soția. Eu am îngrijit de copiii mei. Le-am cumpărat mâncare. I-am dus la parc. Eu am fost un cetățean bun. Aș vrea să luați în considerare și aceste fapte bune. Ce i-ar spune judecătorul? Acestea toate erai dator să le faci. Era de datoria ta să fii un cetățean bun, să te comporți ca atare, să te comporți corespunzător, să-ți plătești taxele în societate, era normal să te comporți corespunzător. Dar această faptă odioasă stă condamnată de legea justă și dreaptă și fapta ta ea nu poate fi înlocuită de ceea ce erai dator oricum să faci în societate. Fapta rea este judecată. Dragii mei, în ochii lui Dumnezeu, faptele noastre bune, făcute ca un mod de a ne răscumpăra pe noi, zice Isaia, sunt ca o cârpă mânjită, ca o cârpă murdară. N-au nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. N-avem cu ce să ne plătim noi mântuirea. Și vreau să înțelegem, dragii mei, că gravitatea unui singur păcat este îndeajuns de mare ca să necesite o pedeapsă eternă. Veți spune de ce?
Dați-mi voie să vă dau un alt exemplu foarte ilustrativ. Să presupunem că împreună cu un prieten de-al meu sunt cu el în mașină. Mergând cu el în mașină, așa ca să fac o glumă, că n-am ce face eu, îi dau o palmă prietenului meu, dar din glumă, numai din glumă. Ce credeți că s-ar întâmpla în momentul acela? Dacă e pocăit și pocăit jet pe jet, nu mă lovește înapoi, mă dă jos din mașină. Asta e rușine. Te-am luat cu mine, ne plimbăm împreună și tu mă lovești. Asta e normal? Dar a fost o glumă, numai o glumă. Jos din mașină. Dar auzi, cum ajung acasă? E treaba ta, mie nu-mi pasă. Jos din mașină. Și mă dă jos. Să presupunem că eu aș fi cel care acum conduc mai departe, celălalt prieten, nervos, supărat, mergând mai departe, îl oprește poliția, că merge un pic necorespunzător. Și când vine polițaiul la geam, la ușă, vorbind cu omul respectuos, frumos, omul din mânie și frustrare trage o palmă la polițai. Ce s-ar întâmpla? Trăim în America, aici au și pistoale, au și mitralie, au tot ce au nevoie. Probabil că te scoate afară, un pic de frecție, jucătușele pe mână și direct la secție. Acum, în timp ce te duce la judecătorie să-ți pledezi cazul în fața unui judecător de ce ai lovit un organ al legii, în timp ce vorbești cu judecătorul, că n-ai ce faci și tu, din reflexe ciudate, dai o palmă la judecător. Ce s-ar întâmpla? Probabil în legea americană, ca și la noi, scrie contempt of court. Automat ai fi băgat în închisoare, fără discuții. Dar să presupunem că ați trăi într-o monarhie. Și în timp ce merge omul acum condamnat către închisoare, apare împăratul. Și cum împăratul de obicei n-are chef decât să se bage în alte treburi, se întreabă ce cu omul ăsta legat care merge la închisoare. Și în timp ce tu stai pe acolo, îi dai și la împărat o palmă, că ești frustrat pe viață. Ce s-ar întâmpla în momentul acela? Pediapsă capitală. Pentru că împăratul reprezintă viața și moartea. Dragii mei, ce s-a întâmplat la fiecare din cele patru etape? Aceeași faptă banală. Nu s-a schimbat nimic. Gravitatea păcatului nu-i cu nimic mai mare, e aceeași simplă faptă banală, o palmă. Dar de ce progresiv devine pediapsa tot mai mare? Pentru că afrontul proporțional cu autoritatea căruia s-a făcut necesită o pediapsă proporțională cu autoritatea persoanei în cauză. Prietenul tău îți poate da înapoi pe măsură, că e prietenul tău. Polițaiul este cel care apără legea. Judecătorul reprezintă legea. Împăratul este cel care dă legea. Și observați că la fiecare etapă, gravitatea păcatului devine determinată nu de faptă, ci de proporția autorității celui care este în cauză. Și acum, dragii mei, dacă extrapolăm, Dumnezeu care este infinit de mare, Dumnezeu care a făcut întreg universul, care toate în mâna Lui le ține, care toate își derivă viața, ființa și mișcarea din Cel care este atotputernic, slăvit și mărit în veci de apururi. Dacă în fața acestui Dumnezeu faci un păcat, o greșeală, ce păcat, ce pediapsă meriți? O pediapsă infinită. Că un Dumnezeu infinit necesită o pediapsă infinită pentru o singură greșeală. Și vreau să vă gândiți, dragii mei, că de-a lungul vieții noastre noi facem nu o greșeală, facem o multitudine de păcate și de greșeli. Greșelile acestea acumulate toate împreună pentru noi erau o condamnare 100% la moarte. Și ne spune în Psalmul 49, răscumpărarea sufletelor lor este așa de mare încât nu se va face niciodată. Nu se poate plăti. Ideea că mă duc eu în iad să-mi plătesc păcatele mele este o idee cu adevărat ciudată, întrucât vei plăti o eternitate. Ele nu pot fi plătite. Valuta pentru un singur păcat este atât de scumpă încât în sfera noastră umană nu există nimic ce poate spăla păcatele noastre. Cel care singur le poate rezolva a trimis în lume pe Fiul Său, născut din femeie, a trăit o viață perfectă, Domnul Iisus Hristos. Iar într-o zi, condamnat la moarte pe calvar, s-a interpus între noi și Dumnezeu. Și în justiția divină, când Dumnezeu pe mine mă condamna de bârfă, de vorbăria, de neiertare, de supărare, de gânduri murdare, de toate faptele vieții mele, Hristos a zis, Tată, mă duc eu să plătesc în locul Lui. El n-are cum plăti, El va merge în iad o veșnicie, dar dau eu
sângele meu curat și sfânt să plătească în locul său vina și mor în locul său să-i dau iertare. În momentul acela la cruce, dragii mei, s-a făcut un schimb valutar. Hristos a luat asupra lui toate păcatele mele și Hristos mi-a dat mie neprihănirea, curăția și perfecțiunea sa. Întrucât în ochii lui Dumnezeu, eu un păcătos rău cum sunt văzut ca neprihănit, nu prin mine, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, mărit să fie numele Său. Asta s-a întâmplat la cruce. Și, dragii mei, iertarea aceasta este așa de mare, încât noi nu putem să concepem ce a făcut Dumnezeu pentru noi, pentru că ne vedem prea buni în viața aceasta. Ne vedem prea drăgălași, prea frumoși. Nu ne dăm seama, dragii mei, de fapt, cât de mult costă un păcat în ochii lui Dumnezeu. Ca să știți, zicea Apostolul Petru, că nu cu argint și aur, cu pietre scumpe și lucruri pieritoare ați fost scăpați din felul de șer de viețuire a vieții acesteia, ci cu sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. A trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei. Problema este că noi ne vedem cu adevărat prea buni. Un băiat vine o dată și mă întreabă, m-am gândit să mă botez și eu în apă. Mă bucur să aud, dar chiar vreau să te întreb, de ce aș avea eu nevoie de mântuire? Și zice el, sunt încă fecior, nu m-am încurcat cu nimeni, nu beau, nu fumez, nu m-am bătut cu nimeni, mă duc la școală, studiez, chiar sunt un om foarte cu minte, zice, de ce am eu nevoie de mântuire? Și am zis, mă, tu chiar n-ai nevoie de mântuire, tu ești prea bun ca să fii mântuit, tu ești prea sfânt. Pentru tine mântuirea nu face sens. Mântuirea este pentru cei care sunt cu adevărat păcătoși, care sunt prea curați și sfânți, n-au nevoie de mântuire. Problema este, dragii mei, că nimeni nu este sfânt și curat în ochii lui Dumnezeu. Romani 1, Romani 2 și Romani 3, trei capitole, Apostolul Pavel să-și prezinte cazul, prezentând că, de fapt, în ochii lui Dumnezeu nu este nici o persoană care are drept să stea înaintea lui. Bun, zicea Iisus, este unul singur, Dumnezeu. Noi nu avem dreptul să ne numim buni în ochii lui Dumnezeu. Noi suntem oameni răi și păcătoși. Dar între noi și Dumnezeu s-a interpus Domnul Hristos, care ne-a iertat toată vina păcatelor noastre. Și aceea răscumpărare care noi nu puteam să o plătim, a plătit-o sângele Domnului Iisus Hristos. Și este aplicată nouă în momentul când ne plecăm pe genunchi și facem o simplă rugăciune, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. În aceea rugăciune Dumnezeu se îndură și mă iartă pe mine. Și Dumnezeu, dragii mei, îmi șterge vina păcatului meu. Acum vreau să observați ceva foarte important. Vă întreb, ce face Dumnezeu cu păcatele noastre? În sintagma română penticostală, noi spunem că Dumnezeu aruncă păcatele noastre în Marea Uitării. Dragii mei, spuneți-mi unde scrie în Sfânta Scriptură Marea Uitării. Cei care ați trăit în biserică de ani de zile, cei care predicați la amvonul bisericii, vă rog frumos, dați-mi mie versetul unde scrie în Biblie, Dumnezeu aruncă păcatele noastre în Marea Uitării. Căutați-l pe Resurse Creștine că n-ați să-l găsiți. Că în Sfânta Scriptură nu scrie nici unde Marea Uitării. Dar scrie în Sfânta Scriptură despre o mare. V-aș întoarce cu privire înapoi la Cartea Mica, capitolul 7. În ultimele versete spune prorocul în felul acesta vis-a-vis de iertarea care Dumnezeu ne-o dă. Versetul 18 din capitolul 7. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele în rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe vecie, ci place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca unde, dragii mei? În fundul mării, toate păcatele lor. Marea Uitării nu există. Dar ce vrea să spună Domnul prin expresia fundul mării, reprezintă de fapt acel loc atât de adânc, atât de jos, încât devine inaccesibil pentru orice persoană, afară de Dumnezeu. Este locul acela în care nu poți ajunge. Recent, cu câteva luni sau parcă un an în urmă, o grupă de multimiliardari au coborât cu un vas să meargă până la Titanic. Și la undeva la 3 km adâncime, presiunea atât de mare a apei din zona aceea l-a colapsat acel vas și au murit instantaneu. Acum, cel mai adânc loc cunoscut de oameni prin știința modernă de pe fața Pământului este zona Marianelor, the Mariana Trench. Undeva la 11 km adâncime, este aproape imposibil să ajungi acolo din cauza presiunii apei. Acum, ăla care îl știm noi,
S-ar putea să fie locuri mult mai adânci ca locul acela. Dragii mei, Dumnezeu ia toate păcatele mele, care au fost plătite în Domnul Iisus Hristos. Și dacă vreți figurativ, le pune acolo în cel mai adânc loc posibil, în care nimeni nu poate ajunge la ele. Dumnezeu nu poate să uite că e Dumnezeu. Toate le cunoaște Dumnezeu încă de la facerea lumii. Înainte de facerea lumii, toate zilele mele erau scrise în cartea Lui. El mă cunoștea. Dumnezeu nu poate să ne ierte și să uite, că Dumnezeu nu uită. Dumnezeu e Dumnezeu, dragii mei. Dar Dumnezeu refuză să le mai aducă în discuție. Iartă păcatele și le pune în locul cel mai de jos posibil, în care nimeni n-are acces. Nimeni nu le poate scoate de acolo. Și acolo le lasă Dumnezeu. Refuză Dumnezeu să le mai pună în discuție înaintea mea. Prin Hristos s-au plătit, eu am fost iertat și prin El am drept să intru la tronul de har prin jertfa-i sfântă. Îi harul mântuirii, mărit să fie numele Domnului. Dar acum observați, în viața mea umană, într-o zi, cineva pe mine mă va supăra. Îmi spune o vorbă nepotrivită, fie că soția acasă într-o zi nu e atentă cu mine și mă supără, fie că poate un frate, o soră din biserică are un comentariu care pe mine mă jicnește, mă doare, mă rănește profund și câte alte situații vezi dumneavoastră. Pentru mine, jicnirea aceea, durerea aceea, costă în jur de 25.000 de dolari. Adică, dragii mei, nu este nesemnificativă. Ca eu să iert aceea daună personală, pe mine mă costă mult, nu puțin. Mă costă mult. Mă doare să-i ofer iertare unei persoane care îmi face o daună de 25.000 de dolari. Intenționat pune Domnul 100 de lei și nu pune un leu, ca să înțelegem că iertarea noastră costă și ea, dragii mei. Eu trebuie să iert pe fratele meu, pe sora mea, dar iertarea aceea îmi mănâncă din demnitatea mea, îmi taie din sufletul meu, mă face să mă calc peste mine ca să-i ofer iertare acestei persoane. Și, dragii mei, vreau să vă spun că în comparație cu cât de mult a iertat Dumnezeu în dreptul meu, iertarea mea este insignifiantă, adică nu contează. Este prea puțină valuta în comparație cu ce a plătit Dumnezeu prin Fiul Său pentru iertarea mea. De aceea, când eu acum sunt chemat să iert pe fratele meu, aplic exact ce a făcut Dumnezeu. Eu nu te iert, dar nu te uit. Eu te iert și refuz să mai pun în discuție această greșeală. Iau și eu greșeala aceea, păcatul tău, îl absorb în mine și, dacă vreți, similar cu Dumnezeu, îl pun acolo într-un loc în care nimeni nu-l mai accesează, nimeni nu-l mai discută. El nu mai este scos la iveală. Și în momentul când eu iert ca și Dumnezeu, Dumnezeu îmi acordă să-mi rămână validă și valabilă iertarea pe mai departe. Dar Domnul remarcă, în momentul când eu nu mai vreau să iert, în momentul când eu mă încăpățânez, în momentul când eu spun că nu-i drept, Doamne, prea mult, eu nu vreau așa ceva, ăsta m-a rănit prea tare, în momentul acela Dumnezeu, ca un judecător drept, care este atotputernic și are acces pretutindeni, îmi poate scoate toate păcatele mele din locul acela unde au fost ascunse. Și mă cheamă la judecată și spune așa: ți-am oferit pe dar și pe gratis iertarea, dar n-ai vrut-o. Dacă nu vrei să dai iertare mai departe, că împrumut, ți-am dat împrumut de mai departe, că dar din dar se face, atunci hai la socoteală, răspunde de toate păcatele tale. Și eu n-am valută să plătesc. Și voi ajunge în iad o eternitate să-mi plătesc vina păcatului meu, care nu o pot ispăși niciodată. Înțelegeți cât de profundă este lucrarea iertării aproapelor noștri? La un moment dat, în zona Botoșaniului, un om a avut o ceartă cu cineva. Până la urmă, persoana aceea și-a cerut iertare. Fratele nostru, în schimb, așa cum se întâmplă uneori, n-a vrut să ierte. Frustrat, el supărat, că are demnitate, cum l-a supărat tocmai pe el, el nu vrea să ierte. Și frații au venit să discute, să-l rezolve, să-l ajute, să-l încuvințeze. Frate, da? Iartă-l pe fratele. Și el face o remarcă: păi, de s-ar face o gaură în cer și ar sta toți sfinții ca vrăbiuțele la gaura aceea și mi-ar spune: iartă pe fratele, eu l-a striga așa: înapoi în cer cu voi, eu nu-l iert. Pe un astfel de om, dragii mei, aș pune o întrebare din justiția noastră umană, știrbă cum ia. Parcă ar fi drept să-l ierte Dumnezeu.
Păi dacă tu nu poți acorda iertare când pe tine te-a iertat Dumnezeu de atâtea păcate, atâtea mizerii, atâtea căderi, dragul meu, nici Dumnezeu n-ar fi drept să te ierte pe tine. Dumnezeu în dar, în har, în milă, prin Hristos, ne-a iertat pe deplin în ziua când ne-am întors cu fața către El. Mărit să fie Domnul! Ne-a iertat tot păcatul nostru. N-a rămas un păcat să nu fie iertat de Dumnezeu. Ne-a șters pe deplin zapisul și prin sângele Fiului Său ne-a făcut întregi prin harul Său cel mare. Lăudat să fie numele! Dar dacă eu nu vreau să ofer mai departe iertare celui care m-a văduvit de 25.000 de dolari, dragii mei, Dumnezeu ca un judecător drept îmi poate scoate afară toate păcatele la iveală și mă poate pune înapoi la socoteală. Că de aceea te iert, dar nu te uit. Nu face sens. Te iert, dar refuz să aduc în discuție. Și dacă vreți acum, în ultimele cuvinte, o rețetă pentru a ierta mai bine pe frați, dragii mei. În primul rând, gândiți-vă la câte păcate v-a iertat Dumnezeu pe dumneavoastră. Și ca să facem asta, nu deveniți subiectivi. Că noi așa, dacă ne evaluăm pe noi înșine, atâtea scuze ne găsim, eu am fost obosit, eu am fost un pic mai... n-am vegheat, avem atâtea expresii ca să ne eschivăm de păcatul nostru. Dragii mei, eu dacă mă duc la doctor și mă pune pe cântar și mă măsoară, îmi spune exact dacă sunt sănătos, dacă sunt obez, dacă sunt overweight, e foarte simplu. Și eu acolo ofticat spun, dar nu ți-i rușine, adică îți bagi joc de mine, eu sunt fit. Și el spune, tu nu ești fit, tu ești așa, exact cum ești. Uite, asta scrie pe cântar. Mie nu-mi pasă ce scrie cântarul, eu cred că sunt fit. Și el spune, nu, nu, nu. Obiectiv, cântarul măsoară și metricele noastre ne spun exact unde te încadrezi. Că dacă mă evaluez eu sunt omul cel mai bun, cum era vechea poezie, șapte uși. Nu mă îmbăt, nu trag tutun, nu mă bat, nu mă răzbun, eu sunt omul cel mai bun. La biserică mă duc și la Paști și la Crăciun, Biblia am răsfoit-o de când eram în prunc. Și zicând acestea, gazda a dormit și mai adânc. Noi suntem oamenii cei mai buni. Baiul, dragii mei, este că noi suntem foarte subiectivi în evaluarea noastră. Dacă vrem să știm cum arătăm noi în ochii lui Dumnezeu, ia deschideți Sfânta Scriptură, treceți prin oglinda aceasta adevărată și vedeți-vă așa cum vă arată Sfântul Dumnezeu, că nu veți putea face nimic altceva decât Apostolul Pavel în Roman 7, vai de mine! Că sunt un om păcătos, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Și vine răspunsul, dar mărit să fie numele lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos, Domnul m-a scăpat, m-a iertat, m-a înnoit, ăsta e harul divin al mântuirii, lăudat să fie numele Domnului. Prețul nostru l-a plătit Dumnezeu, dragii mei, noi suntem oameni păcătoși mântuiți prin harul Domnului Iisus Hristos. Și dacă vreți să iertați pe alții, evaluați-vă pe dumneavoastră, dragii mei, câte păcate va ierta Dumnezeu? Că zicea Domnul Iisus la o femeie, cui se iartă mult, iubește mult. Și prin extensie, cui se iartă puțin, păi iubește puțin. Baiu că se iartă mult la toți. Noi numai nu vrem să înțelegem că Dumnezeu ne iartă mult. Observați și evaluați cât va ierta Dumnezeu pe dumneavoastră, ca să puteți și dumneavoastră oferi mai departe iertare celorlalți. Înțelegeți, dragii mei, că aveți un timp foarte limitat în viață. Nimeni nu știe dacă mai prindem ziua de mâine. Acum, o săptămână jumate în urmă, în Tennessee, era o lucrare și zicea Duhul Sfânt că un suflet va fi luat acasă. Au mai trecut 5 zile și în ziua de joi, în săptămâna trecută, o fată de 21 de ani a murit într-un accident rutier și a plecat la Domnul. Dragii mei, cine știe dacă mai prinde săptămâna viitoare? Cine știe dacă mai prinde ziua de mâine? Dragii mei, împăcați-vă cu părâșii voștri câtă vreme sunteți cu ei pe drum. Că s-ar putea să intervină stăpânul să te cheme la socoteală și ce n-ai rezolvat acum va trebui atunci să dai socoteală. Ce ai rezolvat acum rămâne rezolvat, Dumnezeu iartă, te sfințește, e marele har lui Dumnezeu. Iertați ca să primiți iertare. Înțelegeți că singurul care este drept judecător, nu ca noi, adevărat judecător, este Domnul Dumnezeu. Roman 12 spunea, lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, că El este adevăratul judecător. Tu habar n-ai ce s-a întâmplat, nu-ți dai seama ce a fost acolo, nu-i cunoști problemele persoanei, dar Dumnezeu a văzut ce n-ai văzut tu. Iartă ca Dumnezeu să ofere mai departe și ție iertare. Și demonstrează că iertarea ta poate arăta ca iertarea Domnului Iisus. Așa cum ne-a iertat El, să ne iertăm și noi unii pe alții în Domnul Iisus Hristos. Efeseni capitolul 4 cu 32. Ne cheamă Dumnezeu să iertăm pe cei din jurul nostru. Te iert, dar nu te uit.
Vă întreb, este biblică expresia sau nu? Dumnezeu refuză să mai aducă în discuție. Dumnezeu nu uită, Dumnezeu știe, dar refuză să mai aducă în discuție. Dacă vrei să ierți ca Dumnezeu, iartă și refuză să mai pui în discuție. Ca și Dumnezeu, ascunde-le, tăinuiește-le și cel ce vede nascuns îți va răsplăti. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu fiecare din voi, dacă nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin.